Salut, eu sunt Călin de la Carpathian Two Wheels Guide. Suntem pe intrarea pe drumul Strategica, chiar lângă Transalpina. Noi intenționam să-l facem zilele astea ca să putem face niște poze și să testăm un pic echipamentul de la Enduristan, dar cred că vremea nu o să țină cu noi și nu o să prea putem înainta. O să vedem. Ce aș vrea să arăt la gențile Enduristan, în modul în care ne-am organizat noi bagajele și cum am descoperit că funcțiile sau feature-urile care gențile Monsoon Evo le au te pot ajuta un pic să poți să filmezi mai ușor sau să ai acces rapid la mâncare și așa mai departe. Geanta asta e geanta mărimea S, în care ne-am băgat sculele, ceva încărcătoare pentru toată aparatura foto și deasupra am lăsat aparatul foto și mâncarea, să avem ușor acces ușor la ea, și geanta mărimea L, pe lângă alte echipament de înregistrare, sunet și lumini ce mai avem noi. Am pus deasupra drona, ne permit kingile de prindere să legăm foarte ușor cam orice obiect, și cum dron avem un hard case pentru dronă cu un mâner rezistent, am putut să ne folosim de mâner, nu se mișcă niciunde. Și în spate ne-am atașat trepiedul cu husa pusă pe el, dacă avem nevoie să avem acces rapid la el, să nu mai stăm să cotrobăim pe toate gențile. În principiu, în timpul drumului, numai în geanta mică o să avem de umblat, în geanta mare avem tot deasupra, și pentru camping toate sunt geanta și mai mare, Tornado din spate, varianta 2XL. Una din feature-urile care ne-au plăcut de când am văzut gențile e faptul că poți să improvizezi cu ele, cu câțiva saci de compresie care să închid ermetic și în care nu intră apa, poți să-ți atașezi foarte multe lucruri pe laterale, fie că-s bidoane cu apă, fie că-s echipament foto sau altceva, și ai foarte ușor acces la ele.